De la spălatul pe dinți și până la exercițiile fizice, toți avem obiceiuri pe care le repetăm zilnic. Însă doar pentru că facem lucrurile într-un anumit fel în fiecare zi, nu înseamnă că o facem și corect. Ei bine, cei de la Daily Mail au alcătuit o listă cu cele mai frecvente greșeli pe care le facem zilnic și modul în care am putea să le îmbunătățim. Ei bine, în episodul de astăzi o să discutăm despre, evident, greșeli pe care le faci cu siguranță în fiecare zi. Respirăm de aproximativ 17.000 de ori în fiecare zi și totuși s-ar putea să o facem greșit. Experții recomandă să inspirăm mai rar și mai adânc. Respirația diafragmatică sau abdominală ajută la reducerea stresului, scade tensiunea și îmbunătățește performanțele sportive, ajutând la creșterea rezistenței și scăderea oboselii. Marea majoritate a oamenilor respiră costal, toracic, dar îmbunătățirea acestui proces ne poate face să ne simțim mai bine și să fim mai odihniți. În primul rând, oamenii de știință spun că nu este recomandat să ne spălăm pe dinți imediat după ce am băut sau am mâncat alimente sau băuturi acide, pentru că nu am face decât să ajutăm acizii să atace smalțul. În schimb, ar trebui să așteptăm jumătate de oră sau să ne clătim pur și simplu gura cu apă rece. În general, e recomandat să ne spălăm pe dinți câte 2 minute, de fiecare dată cu o periuță moale, care să nu deterioreze dinții sau gingiile. Spălatul părului cu șampon de prea multe ori pe săptămână poate să aibă mai multe efecte negative decât pozitive. Șamponarea excesivă înlătură sebumul, un ulei important secretat de glandele sebacee, fapt care ar putea să facă părul mai gras decât era. În cazul înlăturării sebumului, glandele sebacee compensează și produc mai mult decât este cazul. În altă ordine de idei, s-ar putea să stăm prea mult în baie, spun oameni de știință. Un duș fierbinte de 20 de minute usucă pielea, consumă aproximativ 65 de litri de apă și înlătură multe din bacteriile bune. În primul rând, mitul că bărbieritul frecvent ar face părul să crească mai gros și mai des nu este adevărat, spun oamenii de știință. Apoi este recomandat să ne pregătim pielea folosind creme și tehnicile potrivite de hidratare și încălzire, pentru că lama poate să strice aspectul pielii de pe față sau picioare. În final, experții recomandă bărbieritul noaptea și nu dimineața, înainte să ieșim din casă, pentru că procesul lasă fața foarte sensibilă. Conform studiilor, doar 5% dintre americani se spală corect pe mâini, așa că sunt șanse destul de mari să facem parte din categoria celor care greșesc. Deși instrucțiunile par foarte simple, recomandarea fiind să folosim apă caldă și săpun și să ne frecăm mâinile între ele timp de 20 de secunde, procesul implică multe detalii de care s-ar putea să nu ținem cont. Spre exemplu, săpunurile antibacteriene folosesc substanțe ca triclosanul în săpunurile lichide sau triclocarbanul în cele solide, care pot provoca rezistență la antibiotice și chiar dezechilibre hormonale. Iar studiile arată că săpunurile antibacteriene nu sunt mai eficiente decât cele normale în prevenirea bolilor. În ultimul rând, uscarea mâinilor trebuie să dureze minimum 15 secunde dacă folosim prosoape sau hârtie, sau 45 de secunde dacă folosim un uscător electric. În primul rând, oamenii de știință spun că mitul conform căruia mâncatul micului dejun în fiecare zi previne îngrășarea este fals. Apoi se pare că mâncăm prea multă carne și produse de tip fast food, care folosite în exces, sunt dăunătoare. Experții avertizează și asupra vitezei cu care mâncăm. Aparent, dacă mâncăm prea repede, putem să blocăm anumite semnale chimice naturale ale organismului și să consumăm mai mult decât este cazul, ceea ce duce la un risc ridicat de obezitate. Stretching-ul, întinderea înainte de exerciții ar putea să fie dăunătoare, în loc să ajute, din cauza faptului că slăbește temporar mușchii și aparent nu reduce nici febra musculară. Cât despre exercițiile în sine, se pare că ridicat unor greutăți mai ușoare, de mai multe ori, nu ajută la slăbit, mai mult decât exercițiile care implică puține repetări cu greutăți mai grele. Iar exercițiile fizice în exces, în special ridicatul greutăților, nu ajută la slăbit deloc. Totodată, experții recomandă evitarea exercițiilor fizice zilnice, 3 sau 4 sesiuni pe săptămână, insuficiente. Cercetătorii recomandă curățarea mașinii de spălat care ar putea să aibă urme de E. coli sau materii fecale din cauza rezidurilor de pe haine și în special de pe lenjerie. O altă greșeală frecventă este legată de separarea hainelor în suficiente categorii și spălarea lor conform instrucțiunilor, sau încărcarea mașinii de spălat cu prea multe sau prea puține haine, fapt care afectează și calitatea spălării și buna funcționare a aparatului.
Statul pe scaun mai mult de câteva ore pe zi poate să scurte semnificativ speranța de viață prin creșterea riscului de îmbolnăvire, de diabet sau de boli cardiovasculare. Chiar și în cazul persoanelor care fac mișcare zilnic, statul pe scaun la birou are aceleași efecte negative asupra sănătății. Oamenii de știință recomandă birouri la care se stă în picioare sau ridicarea de pe scaun la fiecare ocazie pe care o avem. Dormim aproape o treime din viață, așa că am putea crede că nu avem cum să greșim. Totuși, conform cercetătorilor, peste 70 de milioane de americani nu respectă toate recomandările legate de somn, fapt care le-ar putea afecta memoria, capacitatea de a învăța, creativitatea, productivitatea și abilitățile emoționale. Numărul de ore pe care ar trebui să le dormim în fiecare seară e afectat de numeroși factori, ca vârsta, sexul, activitatea pe care urmează să o desfășurăm și așa mai departe. Oamenii de știință spun că dormitul mai puțin, dar și mai mult decât necesarul organismului, crește riscul apariției problemelor de sănătate și pe termen lung scade speranța de viață. Oamenii de știință recomandă exercițiile fizice, oprirea telefonelor mobile și autosugestia, păcălirea organismului că e obosit înainte de culcare. Trezitul timpuriu este deja stresant pentru organism și este însoțit de producerea hormonului cortizol. Dacă bei cafea imediat după ce te trezești, eficacitatea cafeinei va scădea de câteva ori, deoarece nivelul cortizolului este maxim. În timp, organismul va cere mai multă cafeină ca să se trezească. Oamenii de știință recomandă consumul de cafea după 9:30 dimineața sau 3 ore după trezire, când nivelul cortizolului scade. Nu este absolut necesar să se aplice pastă de dinți pe întreaga periuță de dinți. Ca și mesajele publicitare, este suficient să aplici pastă de mărimea unui bob de mazăre. Sarcina pastei de dinți este aceea de a combate rigiditatea periei și nu de a umple gura cu spumă. De fiecare dată când amâni alarma, începe un nou ciclu de somn, dar organismul nu are cum, într-un timp atât de scurt, să se scufunde într-un somn profund și să se relaxeze pe deplin. Acest lucru duce la somnolență și oboseală pentru întreaga zi. Pentru a evita consecințele negative ale somnului intermitent, trebuie să înveți să te ridici de la prima alarmă. Apoi organismul tău se va păstra vesel în timpul zilei. Taie capetele adezive ale plasturelui la jumătate și lipește-l transversal pe deget. Acum îți poți face treburile fără să-ți faci griji că bandajul se va dezlipi. Deci cu siguranță lipirea plasturelui pe deget o faci greșită. Fiecare dintre noi are o grămadă de responsabilități și își stabilește modul de organizare a timpului de lucru, astfel încât să-și ducă lucrurile la bun sfârșit. Însă o mare problemă apare atunci când îți organizezi programul de lucru fără să-ți stabilești pauzele sau recompensele pe care să ți le oferi atunci când reușești să faci lucrurile pe care ți le propui. Este important să-ți programezi pauzele și recompensele, astfel încât acestea să-și sporească productivitatea, nu să o încetinească. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și subscribe. Având în vedere că acum ai urmărit episodul cu lucrurile pe care le faci greșit zilnic, sunt curios, tu ce greșeli faci în fiecare zi? Îți aștept răspunsul în secțiunea de comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați la canalul secundar de YouTube, aveți link în descriere, antrenează creierul și de asemenea un follow pe Instagram la Jocuri Virtual 1 ar fi absolut fantastic. Ne vedem cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.